Intră! Alexandra, iar n-ai făcut curat aici, vine lumea, vede mizeriile astea aici. Intră! Salut, Mircea de la etajul 2, vecinul. Cine? Beatul cu golful ăla negru. A, ăla cu WC-ul ăla. Păi ce faci, nu l-ai vândut? Cine să cumpere ăla? Zi. Te-a sunat de vreo 3 ori săptămâna asta, dar nu mi-ai răspuns. Păi am avut treabă. Am avut 3 combinații săptămâna asta. Și apoi eu mai am o chestie așa, nu-mi place să răspund la telefon, că îmi place să vorbesc când vreau eu, știi? Mai se mai întâmplă așa că mă sună oamenii, dar eu resping și sun înapoi. Că poate n-au săraci unități și din astea. Da, zi. M-a rugat administratorul să vorbesc cu tine pentru datoria la întreținere. Păi bine, frate, păi nu a putut să vină el, te trimis pe tine? Cred că e frică de tura trecută de când l-ai lovit, când ți-o ceru bani. L-am scuipat și am dat o cârjă în cap, aia e lovitură. Dacă te dam cu portofelul, atunci să vezi lovitură. Ce greu e? Hai, lasă, hai intră să dau un uiche. Hai intră că nu-ți fac nimic, hai prinde-mă de cârjă. Hai ține de cârjă. Hai că nu-ți fac nimic, vine cu aceea să-ți dau un uiche. Dar ce ai pățit? Am probleme cu banii. Adică? Portofelul. Așa, portofelul e foarte greu și ce greu. Și-l port pe stânga, mi-a zis medicul să-l port, ba pe stânga, ba pe dreapta, da? Eu mă iau cu combinațiile cu astea și uit. L-am portat mult pe stânga și mi s-a strâmbat așa coloana. Trebuie să mă operez, mă loc. Hai, ia lasă, ia loc. Ai grijă cu scaunul că am lăsat portofelul pe el și s-a rupt. Da, zic, care e problema? Problema e că dacă nu plătești restanța, ne tai apa pe toată scara. Și cât trebuie să dau? 1100 lei. Hai bă, miciulică, umblăm cu mărunțișuri, lăsăm să adun 1000 de euro, să fac rotund și plătesc. Vrei să umblu în depozite pentru 1000 de lei? Bă, da, așa ar fi frumos. Bă, miciulică, eu îmi stric stilul cu 1000 de lei. Eu nu ies în oraș fără 1000 de euro. Că eu îmi place să simt banii. Că am bani, că eu n-am probleme cu banii. Bine, m-am îmbolnăvit, trebuie să mă operez din cauza lor, dar am bani, mă dau afară din casă. Dar de ce? Ți-ai bani în casă? Păi da, unde vrei să-i țin? Dar știi că eu mă știu cu banii, nu? Știi că știi cum se țin ouăle, în coșuri diferite. Așa țin și eu banii. În coșul de rufe, coșul de haine, coșul de gunoi. Uite, și aici am niște bani ascunși. În încălțăminte, știi câți bani am băgat? De ce? Ți-ai făcut magazin de încălțăminte sau cum? Păi, miciulică, ce copil ești, nu înțelegi nimic. Hai să-ți arăt. Vin încoace. Hai că nu-ți fac nimic, vin încoace. Mă, Radoare, poți să-mi dai banii aia că m-aș duce și acasă că am puțină treabă. Stai, te arăt că am ascuns 10.000 de euro într-o pereche din papuci. Alexandra! Da? Unde ai pus papucii aia de fotbal? I-am aruncat. Ce ai făcut? Erau rupți. Și n-ai mai fost la fotbal de 3 ani, cu piciorul tău. Bă, frate, am ascuns banii în aia. Cum i-ai aruncat? Ai pus bani în papucii ăia rupți? Păi nu e logic, că dacă veneau hoții, luau papucii ăia, nici nu se gândeau. Bă, frate, ce-mi face asta? Păi nici eu nu m-am gândit. Când i-ai aruncat? Marți. Marți. Nu veni mașina de gunoi. Hai să mergem, trebuie să căutăm un gunoi. Hai că dacă îi găsim, ți-i dau. Mă rog, nu toți. Îți dau restanța. Și eu nu pot să mă bag în gunoi, că-s cu portofelul, cu cârja, cu... Hai, hai, nu-ți fie frică, că nu-ți fac nimic. Hai.